Stimați telespectatori, sunt Mihai Sălceanu și ne aflăm la o nouă emisiune în slujba comunității. De această dată, invitat în platoul Informația TV este domnul dr. Cic Maticu Bolos Ferenc, coordonatorul Centrului de Vaccinare Avram Iancu. Domnule doctor, bine ați venit în platoul Informația TV. Bine, i-am găsit. Domnule doctor, sunteți medic stomatolog de 12 ani și ați devenit în urmă cu puțină vreme coordonatorul Centrului de Vaccinare Avram Iancu. De fapt, de când s-a deschis, da? Da, Când din s-a deschis? 15 februarie. 15 februarie. Ce v-a determinat să acceptați acest job de coordonator de centru, având în vedere că nu foarte mulți medici se înghesuie spre centrele de vaccinare? Deci, pe mine, pandemia asta, atât pe mine cât și pe toată profesia mea, o lovit foarte tare, fiind prin ordinul numărul 3 de anul trecut. Am fost printre primele profesii care au fost închise, cabinetele stomatologice au fost închise. Chiar de la bun început. Încă frizeriile și așa mai departe funcționau în continuare. Cabinetele stomatologice, că nu se poate lucra fără mască, fiind aerosoli. Noi am fost printre primii închiși și a fost o perioadă foarte grea, stând acasă, neprofesând. Un stomatolog sau un medic care nu profesează și iese din mână. Pentru foarte mulți colegi a fost foarte greu să-și revină la activitatea de zi cu zi, după această perioadă de două luni și până când am fost închiși. Pe mine, în primul rând, m-a determinat să terminăm o dată cu pandemia, să ajut ăsta să contribui și eu cu ceva ăsta ca să terminăm cu pandemia. De ce credeți că nu se înghesuie medicii spre centrele de vaccinare? De ce așa o reticență? Pentru că este o responsabilitate, responsabilitate și un program destul de greu. Deci, după ce ai o tură la spital sau în cabinetul privat de 6 ore, 8 ore, turele la centru de vaccinare sunt fie de 6 ore, deci dimineața sau după masa, De sau la 8 tot la 14, 14, 20, 20 da. ori toată ziua, deci de 12 Da. ore. Este foarte epuizant pentru unii colegi să mai vină ăsta și la centru după ce au terminat fie la stat, fie la privat ăsta lucrul. Da. Practic sunt mai mulți medici de familie, așa am observat pe centre, că în general medicii de familie au ales să meargă la centre. La mine, la centru, am mai multe doctorițe de la UPU, care, toată stima și respectul și față de dânsele, care după o tură de urgență de noapte, mai vin și fac câte 6 ore sau 12 ore la noi la centru. Deci este o epuizare atât psihică cât și fizică. Să stai o noapte întreagă în ambulator și după aceea să mai vii să faci triajul, doamnele stau la triaj, timp de 12 ore să repeți de fiecare pacient care sunt efectele adverse, de ce să fie atent, să pună întrebările de alergie, care sunt în chestionarul Da, medical în și chestionarul să medical. repeți asta de 180-200 de ori pe zi și pe lângă asta mai trebuie să observi și psihicul omului, că sunt unele persoane care nu declară toate și trebuie să... Sau poate că nu știu, nu neapărat, pentru că sunt persoane care s-au uitat la chestionar și pur și simplu nu știu să răspundă la întrebări, nu știu dacă suferă de afecțiunea respectivă sau nu. Cum poți să spui, de fapt, cum poate răspunde corect un om la acest chestionar dacă nu știe dacă suferă sau nu de o De afecțiune? aceea, ăsta se pune încă o dată întrebarea. Dar, de Da. exemplu, sunt persoane care bifează că nu au niciun fel de alergie și când ăsta se pune întrebarea și se insistă că dar ați făcut vreo alergie în urmă ce ați luat un medicament sau un aliment sau atunci, apoi dacă mănânc alune, ăsta mi se umflă limba. Deci, Da. chestia asta, de aceea există triajul medical încât ceea ce omul nu înțelege să fie întrebat încă o dată. Să fie întrebat Da. încă o dată, da. Și bun, acum facem o paranteză. Dacă ai alergie la alune, într-adevăr, nu poți face
Sunt unele alergii la care, deci, cei mai mulți pe care am refuzat la triajul la noi la centru erau persoanele cu polialergii, deci care aveau și pentru alergie naturală sau medicamentoasă. Deci există două tipuri de alergii. Este pentru chestii naturale, înțepături de albină, praf sau iarba pârloagelor, sau este pentru medicamente, antiinflamatoare, paracetamol, agocamin. Deci, la persoanele care au prezentat o polialergie, pe ei am amânat, am comunicat listele către DSP și se va face o echipă în care să fie alergolog, anestezist, în cazul în care în urma administrării se întâmplă ceva, să fie personalul mai pregătit decât suntem noi. Așa, deci ați și refuzat la vaccinare. N-am știut cam câte persoane sunt cu probleme și refuzate cam la vaccinare. 70 au fost. Cam 70 au fost. Din 15 februarie? De când ați început, nu? Da. Deci cam 70 de persoane refuzate la vaccinare. Deci au fost refuzați la triajul medical. La triajul medical au fost refuzați. Da, deci refuzați de centrul dumneavoastră. De centrul nostru și noi am trimis mai departe listele către dânsii de la DSP să facă echipă pentru, pentru a putea fi primiți. Bun, dar aceste persoane rămân în sistem. Rămân în sistem și se reprogramează la vaccinare. O să fie sunați de dânsii de la DSP atunci când se face echipa respectivă, se zice că în data de trebuie să vă prezentați în locația așa și asta se face imunizarea. Da, practic cum se desfășoară de la intrare la ieșire o vaccinare? La centrul dumneavoastră, de pildă la centrul organizat în sala de sport a școlii Avramiancu de pe Bulevardul Muncii din municipiul Satu Mare. Se intră pe ușă, dezinfectarea obligatorie. O paranteză, imaginile care se derulează în spate pe ecrane sunt de la centrul de vaccinare de la Avramiancu. Da. La intrare, dezinfectarea mâinii, pacientul se deplasează la registrator, unde pe tabletă, ca și la alegeri, se înregistrează buletinul, se verifică dacă are programare, se ia temperatura, îi se mână asta chestionar medical, respectiv chestionar de rapel, fiind acum deja la punctul de rapel. Sunt mesele unde se pot așeza să completeze chestionarele. Când nu avem un flux așa de mai mare de persoane, atunci mai merge și câte o asistentă sau registratorul să ajute la întrebări, sau poate că și domnul doctor sau doamna doctor de la triaj. După aceea se merge la doamna doctor sau domnul doctor în funcție de tură la triaj, unde pe lângă întrebările care sunt acolo așa făcute, se mai pun niște întrebări suplimentare, se dau recomandări post-vaccinare, ce se poate întâmpla, cum să acționeze, ce pot să apară. După aceea se intră în cele trei cabine care sunt destinate pentru vaccinare, unde se administrează de facto vaccinarea, după care pacientul este invitat în sala de odihnă sau de post-vaccinare, unde trebuie să stea 15 minute sub supraveghere, în cazul în care se întâmplă ceva, să putem să intervenim, după care este fluxul pe la final, este încă un registrator care eliberează atestatul de vaccinare și pe o altă ușă este ieșirea din sala de sport. Acest interval este cronometrat pe la 21 de minute. Cu tot cu așteptarea de 15 minute. Cu tot. Așa. Acum, dar foarte mult contează cât durează completarea chestionarului. Deci asta este un factor care nu se știe dinainte. Da. Bun. Au fost cazuri în care în cele 15 minute au fost probleme?
Au fost mai micuțe, deci o lipotimie. Chiar azi am avut un băiat, un băiețel care a făcut asta o lipotimie. Mi-am luat tensiunea. Care el a venit la vaccinare sau a venit da, cu cine? Da, a venit cu un băiat, 19 ani, așa, era da. Problema că era cu autism. Și a venit cu maică-sa. Da, da, da. Și în urma asta vaccinării mi s-a făcut rău. S-a speriat, probabil că a avut emoții, n-a înțeles despre ce e vorba. Emoții, mi-am luat tensiune, i-am dat un pic de apă cu zahăr și și-o revenit. Deci nu a fost o... Deci chestii de genul se pot întâmpla oriunde și în cabinetul stomatologic se întâmplă, deci nu este o chestie care să ne sperie. Da. Am avut un caz în care un pacient în urma administrării, fiind cu tensiune, eu crescut tensiune la 200 și neavând încă pe vremea respectivă în trusa de urgență medicația, că noi mai mult suntem pentru reacții alergice pregătite, așa am fost la început, că ulterior văzând că ce avem nevoie, am solicitat la responsabil pe diferite și pentru alte urgențe, nu numai pentru alergii. Neavând medicație pentru un șoc hipertensiv, a trebuit să chemăm ambulanța. Deci a fost și caz de foarte rare. Deci, per total, dacă eu țin minte, cred că vreo 4 cazuri au fost care așa... Nu s-a simțit bine în urma vaccinului. Da. Bun. Acum, vaccinarea cu AstraZeneca este la liber. Cum se procedează? Ce trebuie să știe oamenii care vor să se vaccineze cu AstraZeneca și nu au răbdare să se înscrie pe o platformă, deși grupul de comunicare strategică și guvernul și președintele spune că e foarte ușor, nu este foarte ușor de înscrierea pe platformă. Nu este ușoară. La call center la fel, aștepți foarte mult, dai pe un număr de telefon, te trimite altundeva, în fine. Deci cum se poate proceda pentru venirea direct, pentru vaccinarea fără platformă, fără înscrierea deci pe platformă. Este foarte simplu, se vine doar cu buletinul. Se intră în centru, în funcție de pacienții programați, că ei au prioritate, normal. Dacă avem doze disponibile, în mod normal avem, se vine cu buletinul, facem o serocopie la buletin, trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere că nu a luat un alt vaccin, că din discuțiile purtate la românul îi place și vinul și berea. Da. Sunt persoane care vor ultra-vaccinare. Da, și adică s-au vaccinat cu Pfizer și mai vor și AstraZeneca. Să fie acoperiți din toate direcțiile. Da. De aceea am convenit ca să se completeze această declarație pe proprie răspundere că nu a luat un alt vaccin. Facem o serocopie de pe buletin. Parcurge aceeași pași ca și orice pacient programat. Și introducem noi manual ăsta cu numărul de telefon, că la apel deja să primească SMS că trebuie să se prezinte la vaccin. Bun, deci omul respectiv vine la centru și este în acel moment este și vaccinat sau îl trimiteți acasă și îl sunați, îi dați telefon? Nu. Deci vine, se prezintă în unitate. Da. Facem o serocopie de pe buletin și parcurge aceea și completează declarația. Bun, deci în acel moment, deci când vine la centru, imediat este și vaccinat? Da, da, da. Dacă trece de triajul medical. Da, bun, am înțeles. Am avut un caz, eram în pauză, a venit un domn din blocul de lângă cu gunoiul să ducă la gunoi și m-a întrebat: "Este la liber doar cu buletinul?" I-am zis că da, avem credite foarte foarte bune. Și eu am mers până sus și am luat buletinul, a venit la centru. Și în 20 de minute a fost vaccinat. Da. Deci e foarte simplu, nu mai trebuie să aștepți, pentru că sunt cazuri care și acum în satul mare se înscriu pe platformă și așteaptă să le vină rândul, cine știe când, nu sunt acum, sunați. Din câte am văzut, deja cam la toate centrele încep să se golească listele de așteptare. Deci, din ce în ce, cum s-au mai deschis cele 3 centre noi în municipiul Satul Mare, afluxul care a fost pe cele 2 centre, deci pe ambulatorul din Politinică și la Steinhardt,
ăsta a început să se disperseze, deci da. din ce în ce ăsta o să fie mai ușor ăsta programarea pentru vaccin. Da, mă gândeam că vine omul și dacă în momentul respectiv, să zicem, la centru sunt foarte mulți oameni, sau n-ați avut deocamdată astfel de cazuri, să zicem, să-i spuneți omului să-și lase telefonul și el va fi sunat când... Momentan încă n-am avut... N-ați avut un aflux dintr-o dată. N-am avut un aflux așa de mare, deci să zicem că am, având experiența de când s-o dat din data de 16 liber, s-au prezentat 30 de persoane fără programare, o mers foarte ușor. Deci până acum, de când, de o săptămână, să zicem, au fost 30 de persoane care au venit? Nu, zilnic. Zilnic. Deci zilnic, la centrul de la Avram Iancu, vin 30 de persoane... Aproximativ. Acum plus, să se vaccineze plus, minus. Direct. Acum deci plus, e sigur că da, plus minus. Deci 30 de persoane zilnic. Bun, ce se întâmplă cu renunțările? Câte persoane renunță? Din experiența din 16, de când am început, nu 16, că mai repede au început apelurile, cam 10% nu se prezintă la rapel. Nu numai la rapel, că pe lângă rapelul mai sunt și pacienți programați pentru doza inițială. Deci noi acum avem trei condiții. Avem pacienții pentru rapel, avem pacienții programați încă pe platformă pentru prima doză și pacienții care se prezintă ăsta fără programare la liber. Fără programare sau la liber. Și la fiecare alt tip de document care trebuie completat. Da, foaia de observații, foaia respectivă e aceeași, nu? Da, este foaie de triaj, triajul medical. Ăla, doar foaia de triaj medical trebuie completat la cei care sunt la prima doză. Cei care vin la rapel, este foaie de triaj și chestionar de rapel, pe care pacientul care a venit la rapel consemnează că a avut dureri musculare, febră, dureri de cap, sunt acolo mai multe poziții și aia se centralizează și să se știe aproximativ ce efecte secundare au avut prima doză și cei care au venit la liber trebuie să completeze triajul medical și acordul pacientului și declarația că nu au mai luat alt vaccin. Da. Bun. Ce se întâmplă? Ce reacții adverse sunt la AstraZeneca? Deci, ce ați auzit din ce spun pacienții și ce se spune? Reacții post-vaccinare sunt în marea majoritate normale. Deci, fiecare medicament, fiecare... dacă mergem în farmacie, cumpărăm o cutie de paracetamol, la sfârșit scrie posibile efecte secundare pot fi rare, mai dese, foarte... Cel mai mult ăsta au zis că durerile de cap au fost febră, frisoane și... Cam astea au fost... Bun, cât durează febra și frisoanele? Cam două zile. Deci tot febră și frisoane, două zile. Am și zis la doamnele de la triaj, în cazul în care aceste durerile de cap, care nu cedează la analgezice, dureri în piept, dureri abdominale, umflarea picioarelor, durează mai mult de 48 de zile, 48 de ore, ăsta să ia legătura cu medicul de familie. Deci nu vin la centru ce să le facem. Da. De aceea fiecare om ar trebui să aibă un medic de familie la care poate să apeleze. Deci asta e singura variantă pe care... Da, dumneavoastră aveți grijă de pacienți în primele 15 minute după vaccinare. Da. După aceea... Da, bun. Având în vedere faptul că se vorbesc atât de multe despre reacțiile adverse de la AstraZeneca, este posibil ca prima dată să iei AstraZeneca și la rapel, deci să fii vaccinat cu AstraZeneca și la rapel cu Pfizer? Nu. De pildă Franța. Franța a hotărât. Cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca vor primi rapelul cu Pfizer. La noi, din
comunicarea care este către, către centru. Momentan nu este niciun fel de altă schemă de, de imunizare aprobată, momentan, că nu se știe cum se, da, cum se schimbă. Cei care și-au făcut prima doză AstraZeneca și nu mai vor a doua doză, deci nu, persoanele respective o să, o să rămână cu schema de vaccinare incompletă. Momentan. Acum nu se știe care o să fie decizia, decizia de la, de la centru. De la din România, sau să zicem că poate lua decizia și nu, Agenția Europeană a Medicamentului, poate lua, da, o anumită, da, decizie care, da, deci, să... În, în România, așa, momentan așa este decizia, că pacienții care au primit prima doză de AstraZeneca rămân cu, cu schema incompletă. Bun. Deci nu există posibilitatea ca un vaccinat cu AstraZeneca să meargă la rapel la alt centru să se vaccineze cu Moderna sau Pfizer sau știu eu. Nu. O să vină și Johnson & Johnson săptămâna viitoare. Deci am avut un caz, cadru medical, ăsta nu ne-a zis nimic. No. Haideți, să avea programare la noi și asta, când am introdus asta în tabletă, mi-a venit un pop-up că această persoană a fost deja imunizată. Și atunci am întrebat că ce s-a întâmplat. Știți că ea este cadru medical. Cadrul medical i s-a administrat prima doză de Pfizer. Nu a putut să meargă la rapel din cauza că a făcut boala. Da, au făcut COVID, au făcut boala și au văzut că se poate ăsta pe platformă, programare pe AstraZeneca și ăsta au încercat. Dar sistemul ne blochează, deci automat când se introduce, automat blochează că pacientul... Când introduceți CNP-ul, da, nu? Da, 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 da. Deci automat blochează. Să nu se poate face chestiile astea cu vaccinările încrucișate. Bun, care e diferența între AstraZeneca, Moderna și Pfizer? Deci AstraZeneca este pe vector viral. Deci este vaccinul clasic, cel din 1920, când s-au făcut primele vaccinuri. Este un vaccin cu o vechime rezonabilă, în care este luat un adenovirus, în adenovirus se introduce secvența virală și aia se administrează. Este același tip de vaccin care îl administrăm la bebelușii noștri. De aceea și rapelul este la 2 luni, că și la bebeluș vaccinul se dă la 2 luni, 4 luni. Diferența între asta fiind AstraZeneca, Pfizer și Moderna fiind o tehnologie nouă. Tehnologia nouă fiind, se scoate o din membrana virusului, o bucățică care se introduce prin RNA messenger. Producția anticorpilor se întâmplă la Pfizer și Moderna la nivelul mușchiului, la AstraZeneca se produce în sistemul circulator. De aceea este mult mai important ca persoanele care primesc AstraZeneca să nu consume alcool cu 42 de ore înainte. Da. Cu 48 de ore înainte și 48 de ore după și după aceea cu moderație. Primele 14 zile. Deci asta este o chestie foarte, foarte, foarte importantă. La fel este și la Pfizer și la Moderna. Nu este voie consumul de alcool. Câtă perioadă? Cam 2 săptămâni ar fi. Înainte și după? Nu. Deci 48 de ore înainte. 48 de ore și 2 săptămâni după. Deci asta este o chestie... Atât la vaccinare cât și la rapel. Da, atât la vaccinare cât și la rapel. Deci asta este mai ales la AstraZeneca, pentru că se întâmplă în sistemul circulator. Dacă noi avem alcoolemie în sânge, normal că nici organismul nu poate să lucreze cum nu putem și nici să lucrăm dacă avem în cap. Bine, ce înseamnă alcool? Deci hai să ne lămurim, că ce înseamnă să nu bei?
Poți să bei un pahar de bere, poți să... Da, deci asta zic să că... nu depășești o alcoolemie, să zicem, de 0,4 da, sau... Da, deci ce înseamnă? De asta zic că nu mă refer acum la abstinență totală, deși în mod normal așa ar trebui. Dar un pahar de vin, ăsta un pahar de bere, nu este o problemă, dar să nu trecem pe lăzi. Că dacă trece pe lăză, atunci... Da. Bun. Deci eu zic că e să zicem, o alcoolemie rezonabilă până la 0,4, care înseamnă un pahar de vin sau un pahar de bere de... 0,3. Sigur că și alcoolemia depinde de... Fiecare om în parte. De organism, când ești de mare. Nu-i tot una dacă ai 150 de kilograme sau vai 45. Da, exact. Și alcoolemia e altfel. Am avut și pacienți pe care am refuzat din cauza că au venit în stare de ebrietate. A, da, clar. Că l-a adus șeful și ăsta, când a fost întrebat că au consumat alcool, s-a luat și a fugit. Da. Da. Avem, din păcate, și trebuie să fim și la personalul care este la triaj, trebuie să fie și la acest aspect atent, că noi nu avem etilotester să testăm. Da. Și nici pe chestionarul medical nu este trecut ăsta dacă ați consumat alcool în ultimele 48 de ore. Deci aici este pus... Da, dar oarecum, dumneavoastră sunteți primul medic care spune acest lucru, clar. Că nu e voie să se consume alcool 48 de ore înainte, 2 săptămâni după. Și domnul Gheorghiță a zis. Și domnul Gheorghiță da, dar ar putea să insiste pe ideea asta, să se insiste, pentru că s-ar putea ca efectul vaccinului să nu... Da, deci efectul vaccinului nu o să fie cel scontat, că tu efectiv îți supra-soliciți organismul pentru... cu altă chestie decât asta să producă anticorpi. Da, în ce privește reacțiile adverse, de ce la AstraZeneca faci febră, ai frisoane, sunt dureri de cap, așa mai departe, care durează 2 zile și la celelalte 2 nu prea sunt astfel de reacții adverse? Deci din discuțiile și ce am pățit eu pe pielea mea, din experiență că la Pfizer și Moderna, eu fiind cadru medical, am primit ăsta printre primii vaccinul Pfizer când am la prima doză n-am avut absolut nimic. La a doua doză am avut niște frisoane, că toată noaptea n-am dormit. Asta am mai auzit și de la alte persoane, că la Pfizer, fiind în colectivitate cu că la prima doză nu ai. La a doua doză. La AstraZeneca e exact invers. Deci la prima doză faci, te sperii și nu mai mergi la a doua doză. Da. Dar de fapt la a doua doză sunt mult mai atenuate efectele secundare, că nu se adverse. Deci e secundare, clar. Da. Zicem, care e diferența între efect secundar și efect advers? Că efectul secundar îi mai încolo, deci până la 14 zile, că cum am zis, că durerile de cap intense, deci astea sunt cele secundare. Și adversele? Efectele adverse. Deci ce pot să apară? Febră, frisoane în primele 48 de ore. Da. Bun. Și pe lângă asta, cu AstraZeneca, cei care se vaccinează cu AstraZeneca și au, de pildă, vene îngroșate, cum se spune, la... Tromboze. Deci persoanele care... Care au vene trombozate, să zicem, se pot speria sau nu? Persoanele care au probleme cu tromboze, de obicei, sunt deja pe tratament anticoagulant. Deci nu este o contraindicație majoră, pentru că ei oricum deja se află sub protecția de anticoagulante. Deci persoane care știe că are probleme cu trombii, cu siguranță ia cel puțin un aspacardin preventiv. Înseamnă că este deja sub protecție de anticoagulant și nu este o contraindicație majoră.
Dacă are și alte comorbidități, atunci doamnele sau domnul doctor de la triaj decide dacă este potrivit sau nu este potrivit. Da. Practic, la reacțiile adverse, cum i-ați mai spus și dumneavoastră, la 18 milioane de doze a fost 227 de reacții adverse, da? Da, deci grave. Aici mă refer la grave. Deci eu am făcut un calcul, asta ar veni un 0,0012. Ar veni. Deci dacă facem regula de 3 simple, deci este mai mare șansa să câștigi la loto decât să ai o reacție adversă. Severă. Aici mă refer la severă. Mă refer. Deci asta, cazuri de moarte, da? De moarte ca urmare a trombilor care circulă. Din astea 200, 227 de cazuri, cred că 17 care au fost cu deces letal, da. Care s-au finalizat cu un deces. Bun, ce se întâmplă cu trombii ăștia? De ce e tromboza o astfel de problemă și cum la ce se întâmplă de fapt în organism? Deci se formează trombii. Trombii ăștia circulă în organism. Problema cu organismul nostru este că vasele foarte micuțe sunt, capilarele sunt la nivelul inimii și la nivelul creierului, unde pot să producă pagube majore. De aceea, asta trebuie monitorizat. Deci, de aceea, cum am zis, că cei care prezintă dureri de cap intense, care nu cedează la analgezic după post-vaccinare cele două săptămâni, trebuie să se consulte cu medicul de familie, să zică că a fost vaccinat și are durerile, la fel și durerile de inimă, deci dureri la nivelul toracelui, umflarea picioarelor, că acolo staza venoasă este mai mare, venele din picior sunt cele mai mari. De aceea, dar practic de la picior, poate de la o venă, să zicem, de la un cheag, că de fapt trombozele la nivelul picioarelor sunt niște cheaguri de sânge pe vene. Există posibilitatea ca un cheag de sânge să meargă la creier, să zicem? Există. În urma vaccinării? Deci există posibilitatea, dar este un risc destul de mic. Deci nu. Acum, pentru că e ca și un sediment. Deci cheagul, de fapt, este un sediment. Să urce de acolo, îți trebuie o tensiune foarte mare ca să-ți împingă din zona picioarelor ăsta până sus. Până sus la inimă sau la creier, de fapt, nu? Ce se întâmplă cu cei care și-au administrat prima doză în străinătate sau care, cum să spunem așa, deci vaccinarea înseamnă prima doză, rapelul înseamnă a doua doză, care s-au vaccinat în străinătate și vin acasă? Da, am avut cazuri. O doamnă din Marea Britanie, acolo a primit AstraZeneca, că în Marea Britanie mare majoritate AstraZeneca au primit, foarte puțin în Marea Britanie care au primit Pfizer sau Moderna. O sunat la centru cu această problemă, am primit directivă să se prezinte în data rapelului la noi la centru cu adeverința din statul din care au primit vaccinul. Noi eliberăm certificatul pe care apare doar prima doză și medicul coordonator trebuie să treacă pe foaia respectivă, că de fapt este a doua doză pe engleză, că de fapt este a doua doză, prima doză fiind administrată în statul X în data D. Deci asta am primit. Primește și certificatul certificatul de vaccinare. Sigur că respectivul trebuie să fie cetățean român, da? Da. Sau cu reședință permanentă în România. Altfel nu primește gratuit. Da. Altfel trebuie să plătească. Trebuie să aibă un CNP. Asta e important. Clar. Trebuie să aibă CNP valid în România. Bun. Deci cei care au reședință permanentă. Bun, dar în general sunt oameni care sunt români, sunt chiar sătmăreni și au plecat la muncă în străinătate. Da. Nu? Și vin acasă. Vin acasă. Și e foarte clar. Da. Nu vin chiar cetățenii britanici să se vaccineze în România.
Nu, am avut și irlandez, englez care au venit, dar au reședință permanentă în România. Deci, înseamnă că au venit cu buletinele lor, nu știu cum se... Cred că carte de reședință permanentă, pe care arată la fel ca și buletinul aproape, este CNP pe el, este serie, număr, deci putem să-i vaccinăm, nu e nicio problemă. Da. Bun. S-a tot discutat despre diferența de preț între AstraZeneca și Pfizer. De pildă, una dintre explicațiile că AstraZeneca ar avea mai multe reacții adverse decât celelalte două, Pfizer și Moderna, ar fi prețul. Prețul pentru AstraZeneca, înțeleg că e undeva la 1,5 euro doza, dincolo Pfizer și Moderna 15 euro, deci este o diferență foarte mare. Da. AstraZeneca practic a spart piața cu acest preț foarte mic, de 10 ori mai mic. Da. Este vorba de tehnologie. Orice tehnologie nouă trebuie plătită. Fiind patentat doar de cele două firme, că și Johnson & Johnson este pe factor viral, dacă o să fie, doar ei dețin patentul. Până patentul trebuie de undeva ăsta, deci dezvoltarea tehnologiei se plătește. Nu-i tot una că îi cumpărăm un ultim răcnet iPhone sau un Nokia 3310. Mai fiecare cu preferințele lui. Deci tehnologia în sine ăla determină diferența de preț. Și diferența de preț mai determină și condițiile, nu numai serul în sine, ci și logistica. Că nu-i tot una că păstrezi AstraZeneca la temperatura de frigider, da, sau trebuie să-l aduci pe camioane și avioane cu dotări speciale, cu zăpadă carbonică la minus 80 de grade, cu depozitat în centre regionale frigorifice și așa mai departe. Inclusiv și logistica costă. Că da, producătorul include în prețul lui nu numai prețul tehnologiei, da, ci și logistica și toate cele. Dacă înțeleg și la noi, deci vin cu avionul, de pildă, dozele Pfizer, dar sunt transportate de producător, da, la centrele Cluj, Timișoara, Iași, da, și după aceea este distribuit ăsta de către DSP-urile din țară. Da. Și DSP-ul ăsta distribuie către centrele de vaccinare. Deci, din moment, eu nu sunt pe Pfizer, eu așa știu că nu știu cât timp este din momentul care iese de la temperatura aia foarte minus 80, trebuie în X timp... Trebuie administrat. Ori îl administrezi, ori îl arunci. Nu mai e... Încercăm pe cât posibil să minimalizăm chestia asta, să nu se întâmple așa ceva. Da. Când credeți că se va putea începe la medicii de familie vaccinarea? Când o să-și dorească. Deci, eu din câte am înțeles, nu știu, foarte mulți medici de familie nu-și doresc această responsabilitate. Bine, nu vreau să dau, dar dacă există medici de familie care își doresc să administreze, desigur, ar fi vorba doar de AstraZeneca, Johnson & Johnson, că acum nu are de unde să știe medicul câte doze are nevoie pe zi. Deci când ei doresc, cred, încă nu am primit directive când exact o să se poată și la medicii de familie. Deci, și pentru asta trebuie o logistică separată, că acum nu poți să-i dai la medicul de familie, nu știu câte doze are nevoie pe o perioadă de timp. Da. Există posibilitatea ca doza să fie mai repede decât rapelul? Deci, să ne înțelegem, prima dată dai doza, prima dată este vaccinarea și apoi rapelul, da? Așa, da, da. Nu este 5-6 de zile între la 56 de zile. Vreau să vă spun de diferența de zile, e foarte mare.
Da, deci iar este vorba despre tehnologie și cum am zis la început. Vaccinul AstraZeneca este un vaccin dezvoltat prin 1920. Tehnologie, pe o tehnologie clasică, veche, care o, și la bebeluș, ăsta îi administrăm la două luni și la patru luni vaccinul. Deci asta este protocolul recomandat de Agenția Europeană a Sănătății și de către producător. Da, ce se întâmplă dacă, să zicem, faci vaccinul, faci COVID, faci prima doză, faci vaccinarea, faci COVID și ești programat la rapel, dar da. Ești deci cu trebuie boală. La ultimul chestionar, că tot s-a mai modificat, da. S-a adăugat o rubrică suplimentară pe care, dacă ați făcut COVID, și să fi trecut cel puțin 28 de zile ăsta de la testul negativ. La AstraZeneca se poate până la 12 săptămâni administra rapelul. Mai repede. 12 înseamnă 3 luni, da? La 3 luni. Ești vaccinat în martie, ai la dispoziție până la 1 iunie. Da. Deci este pusă întrebarea că 28 de zile ăsta să produci un test negativ, deci să nu mai fii considerat infectat. Deci există o marjă de timp. Da, bun. Și dacă ai depășit, să zicem că ești programat în 1 mai și nu s-a întâmplat să treacă cele 28 de zile. N-ai cum. E 56... 56 cu... A, bun, dar te poți... Nu, domnul. Te poți infecta, să zicem, ai luat vaccinul în 8 martie și te infectezi în 15 aprilie. Că nu... Te infectezi în 15 aprilie. Da, încă n-am avut. N-am avut încă cazuri așa. Am avut care au zis că au rapelul în data de... dar îs deja cu îs pozitiv, deci m-am sunat la numărul de centru și am zis ca să numere 28 de zile după ce ăsta și administrăm, deci când produce... Da, deci persoana respectivă trebuie să sune la centru, da. Deci persoana care este programată la rapel, să sune la centru că nu vine din cauza unor probleme, inclusiv că are COVID sau că n-au trecut cele 28 de zile și o reprogramați sau poate veni direct. Poate să vină direct. Poate să vină direct. Poate să vină direct la centru. Da. Și atunci, deci la noi singura chestie care nu putem, ăsta să vaccinăm mai repede. Pentru că în momentul în care noi încercăm să introducem o persoană care, la care încă nu i-a trecut perioada de 56 de zile la AstraZeneca, în momentul în care dorim să dăm, să apăsăm butonul de salvare, vine pop-up-ul ăsta, încă nu a trecut perioada de 56 de zile, că au fost, că pleacă din țară, că atunci când reveniți în țară, că există marja asta în... De 3 luni, da. Sau deci până la 3 luni după prima doză. Bun, dar dacă se întâmplă așa cum am zis eu, ai fost la vaccinare în 8 martie, în 15 aprilie faci COVID. Până îți trece cele 28, ai 14 zile, după aia 28 de zile, trece perioada de 3 luni. Da, nu, am avut care deja chiar pe la, era eu deja spre sfârșit, deci... Sigur că recomandarea este diferența deci maximă de 3 luni. Ce se întâmplă dacă, asta vreau să vă întreb, de fapt, ce se întâmplă dacă această diferență este mai mare? Atunci rămânem cu o singură doză administrată. Deci încă normative pentru problema asta încă n-am primit. Și nici nu ne-am întâlnit cu așa o problemă. Da, pentru că încă n-au trecut 3 luni de când ați început vaccinarea. Da. N-au trecut 3 luni, să zicem că... Da. Nu? Că e 15 februarie. 15 februarie am început, da. Mai este, până în 15 mai înseamnă 3 luni. Nu. Asta nu. Da, bun, deci că se pot întâmpla astfel de cazuri. Atunci... În cazuri se pot întâmpla... Stavă, domnule, sunt mai rare și nu... Când
este o solicitare pe care este mai des, de exemplu, cum a fost cu pacienți vaccinați în străinătate, acolo m-am interesat, dar încă exact cu problematica asta nu m-am lovit și n-am avut timp să mă documentez. Da, n-ați avut cazuri. N-ați avut cazuri, dar se pot întâmpla, pentru că, să zicem, sunt oameni care sunt programați și amână prezentarea la rapel. Că sunt, ați zis că 10% practic, 10% nu se prezintă. Ce le recomandați celor 10% care nu vin? Să vină să-și facă rapelul, să aibă schema completă, că doar prin schema completă sunt imunizați complet. Deci cam 10 zile după rapel se ajunge la valoarea care este de 86% imunizat. Protejat. Da. Bun, ce se întâmplă dacă, să zicem, iei prima doză, între timp faci COVID-ul și îți faci testul de anticorpi și la testul de anticorpi îți rezultă că nivelul e suficient de mare? Deci există două tipuri de anticorpi. Este anticorp prin infectare și este anticorp prin imunizare. Deci sunt două da. Tipuri diferite de anticorpi. Dar în momentul în care tu ai făcut vaccinul, ai făcut vaccinul COVID-ul, se cumulează. Da. Deci ai o protecție suplimentară. De aceea da. Și domnul Gheorghiță a zis, și Ministerul Sănătății a zis, și dacă ai făcut boala, da. Să-ți faci și imunizarea, că ai dublă protecție. Ai odată cea dobândită prin boală și cea prin imunizare. Deci este chiar indicat să te vaccinezi și dacă ai făcut. Și să te vaccinezi, să-ți faci ambele doze, să zicem. Da. Chiar dacă nivelul tău de anticorp este foarte mare. Nu e nicio problemă, orice surplus ăsta oferă o protecție suplimentară. Deci nu este că tu trebuie să ai într-o anumită plajă să fii protejat. Că este mai mare, e numai mai bine. Față de să ai mai puțin. Da. O să vă întreb și ceva sensibil legat de plată. Pentru că au fost atâtea scandaluri în Ministerul Sănătății în ultima perioadă. După cum știți, Vlad Voiculescu a fost demis. Avem un alt ministru, Ioana Mihail, medic din Oradea. Are clinici în Oradea și Bihor. Și Beiuș, pardon. Care e situația cu plata personalului de la centrele de vaccinare? Plata s-a pornit greu. Da. Tot am banii că o să fie virați, că vor veni, că așa, dar până la urmă o intrat. Deci s-a realizat plata și ni s-a a dus ăsta la cunoștință că de acum încolo o să meargă mai ca și orice pornire merge da, mai da. Greu. Deci că acum de acum încolo o să fie probleme, o să vedem la următoarele dăți planificate. Bun. Deci dumneavoastră ați primit banii ca medic, ceilalți din centre, toți. Și registratorul și asistentele, toți. Deci toată lumea și-a da, primit. Da. Da. Deci în momentul dar acum de puțină vreme, nu? Nu poți să da, da. Deci, nu știu când, acum vreo două săptămâni a început. Da. Deci, așa mi se zicea că e greu până când se pornește traseul, că Ministerul de Finanțe trebuie să dezloce banii de la bugetul de stat, ăla ajunge la DSP, de la DSP în trezoreria primăriei, trezoreria primăriei, după aceea în parte la angajații centrului. Deci tot traseul ăsta până când odată se unge, ăsta a fost o chestie mai grea. Da. Pe de altă parte, Vlad Voiculescu spunea atunci când i s-a atras atenția că oamenii din centre n-au fost plătiți, că zice a fost vina unui angajat din minister, care a uitat să semneze hârtiile. Asta nu știu, nu m-am documentat. Pe... A, nu, dar vi se pare posibil așa ceva, să zicem, domnule, stau o zeci de mii de oameni, stau și așteaptă în pixul unui angajat de la minister care doarme? De pe chestia asta eu nu pot să dau cu părerea că nu. Nu e în domeniul meu de activitate.
Da, se spune că și tinerii sub 15 ani se vor putea vaccina în trimestrul 3. Se prognozează că prin septembrie, în toamnă, o să se înceapă asta pentru și imunizarea tinerilor. Să vedem, momentan asta e situația. Da, așa se anunță că vor fi vaccinați și tinerii între 12, elevii, practic, între 12 și 15 ani, în al treilea trimestru. Estimăm că într-o perioadă medie de 2 luni vom avea autorizarea oficială atât de la Agenția Americană pentru Medicamente, cât și de la Agenția Europeană, așa încât vom putea și noi din trimestrul 3 probabil să dăm posibilitatea și celor care doresc cu vârsta sub 15 ani să se vaccineze, a spus Valeriu Gheorghiță în urmă puțin timp. E mai complicat acolo, că acolo trebuie acordul părintelor. Da. Deci acolo înseamnă că o să fie încă o foaie suplimentară pe care părintele trebuie să completeze, să semneze că este de acord, că fiind minor, încă este sub tutela părintelui. Deci încă un plus de hârtie, că deja am acolo un depozit, arhiva. Așa, bun. Și ce se întâmplă cu hârtiile care le completează pacienții? Toate sunt arhivate. În cazul în care este ceva problemă, s-a întâmplat ceva, pot să fie urmărite, deci dosariate pe zile, pe care le pun într-o cutie și depozitată la nivelul centrului. Dacă se solicită, atunci pot să mă urmăresc asta ce au declarat la pacientul respectiv. Da. Așa că sunt iarăși un... Păi câți pacienți ați avut practic până acum? Câți pacienți vaccinați? Media este de 180. 180. 180 pe zi, așa-i? Da. Bine, a fost o perioadă chiar înainte să înceapă rapelul, atunci am avut o perioadă în care aveam timp de o săptămână numai 40-50 programați pe zi, pentru că s-au ținut dozele pentru pacienții cu rapel. Deci nu s-au mai putut programa pe platformă pentru centrul AstraZeneca, pentru că încă nu se știa când o să vină următoarea doză în țară și s-au blocat locurile pentru AstraZeneca să avem destule doze în țară pe când începe rapelul. Să nu începem rapelul și să avem buzunarul gol. Da, deci, da. A fost o săptămână în care am cuțărit 40-50, chiar într-o zi am avut numai 30 de persoane programate pe platformă, dar nu puteam, pentru că trebuie să există o continuitate la noi, trebuie să există o continuitate că o sticluță desigilată trebuie în 48 de ore administrată. Deci de aceea noi ca și centru funcționăm 7 zile din 7, indiferent sărbători, nu contează, pentru că trebuie să avem continuitatea la administrarea vaccinurilor. Că dacă am zice că ar fi Paștele, că acum este de actualitate, da, sau sâmbătă, duminică, o sticluță deschisă, vineri, eu pe luni nu mai pot să-l administrez, că au trecut 48 de ore. Da, de aceea trebuie să există o continuitate permanentă la centrul Avramian. Da, bine, puteți practic desface o sticluță și când s-a terminat sticluța, ați închis centrul. Da, dacă sunt pacienți programați, nu putem. În primul rând, etic, nu este voie. Și pe lângă asta, oricând poate să vină cineva și vrea să se vaccineze, că doar e la liber. Da. Deci nici cum nu e bine, nu e bine. Practic, dintr-o doză, dintr-o sticluță, se fac 10. 10, la noi 10 se fac. Deci nu se fac, ci nu mai se aspiră. La noi nu trebuie diluat. La noi se aspiră direct din sticluță și se administrează. Deci nu trebuie nici diluat. De aceea este cel mai... La Pfizer și Moderna diluezi? Da, trebuie diluat. Cel puțin eu așa știu că trebuie diluat și după diluție, în nu știu cât timp, câteva ore, trebuie administrat. Deci așa știu eu normativ. Da, da, da. Bun. Deci ideea e că e mai greu de lucrat cu Pfizer și Moderna decât cu AstraZeneca. Da.
Ce le recomandați oamenilor? Să aibă încredere în AstraZeneca la final? Nu, să aibă încredere în vaccin. În oricare vaccin. Cel mai bun vaccin este cel administrat. Deci, indiferent de ce tip aleg, este alegerea fiecărui om. Nimeni nu-i obligă ăsta să facă AstraZeneca sau Pfizer sau Moderna. Important e să se imunizeze. Alegerea e ca și la alegeri. Pui ștampila pe care vrei. Au fost persoane, mai ales după ce a fost scandalul cu loturile respective, au venit la centru și au început că vreți să ne omorâți și așa. Noi nu-i obligăm. Nu putem. N-avem dreptul să-i obligăm. Important este să se imunizeze. Nu contează cu care ser. Cel mai bun vaccin este cel care este deja sub piele. Da. Vorbim de toate cele trei vaccinuri. Urmează Johnson & Johnson să ajungă în România. De ce cu Johnson & Johnson se dă o singură doză? Pentru că acolo cantitatea de substanță este mai mare. Da. Este mai mare. Deci, e o chestie de este mai sigur ăsta, dacă nu dai dintr-o dată o doză așa de mare, că atunci și reacțiile post-vaccinare sunt mai mici decât ăsta. Dar asta nu știu exact, că despre Johnson & Johnson chiar n-am, atâta știu că este o singură doză. Deci da. Atâta știu, nu, altceva, nu știu, nu, nici nu am documentat despre efectele... Mai sunt alte vaccinuri, sunt vaccinul Sputnik, este vaccinul produs de China. Sinovacul, Novovacul, sunt. Numai că și aici există o concurență economică între fiecare producător, că doar fiecare vrea să-și vândă marfa până la urma urmei. Da. Fiecare vrea să intre pe piața europeană, că fiind una dintre cele mai bogate din lume, după Statele Unite. Da. Vor să intre pe piață să iei și ei câte o felie de tort din total. Și atunci? Ele? Ele încă nu au primit aprobarea de la autoritatea europeană. Este și mai... Pe de altă parte, Ungaria vaccinează cu Sputnik. Dar pe riscurile lor. Deci dacă vaccinează cu Sputnik și Agenția Europeană, este Agenția Europeană a Medicamentului, dă undă verde unui vaccin. Deci înseamnă că este de acord să se administreze pe piața europeană. Fiecare țară are o autoritate de medicamentului, da, care decide pe propria barbă că da, acceptă sau nu acceptă. Deci asta este diferența. La unguri, cum au o incidență foarte mare, ei au zis că pe noi nu ne interesează, la noi exact noi vrem să ne vaccinăm indiferent cu ce. Bine, de la ei am luat din televiziune, este reclamă zi și noapte la posturile maghiare. La ei asta este sloganul, că cel mai bun vaccin este cel administrat. Deci, de acolo am luat, nu a fost o invenție, da, invenție da, de-a da, mea. Da. Deci, la ei este, și nici nu există teama așa de mare față de... sunt mulți care intră și nici nu știu asta cu ce li se administrează. Nu mai primesc asta că pe certificat scrie că ce tip de vaccin li s-a administrat. Da. Și nici nu prea întreabă asta, că indiferent cum ai să fie o dată vaccin. E vaccin. Vaccinul da. E vaccin. Nu are importanță acum de cine e făcut sau așa mai departe. Domnule Cicmaticu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studiul Informația TV. Vă mai aștept. Eu vă doresc succes în activitatea de vaccinare și în activitatea medicală pe care o desfășurat de 12 ani. Mulțumesc frumos! Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV. Vă doresc multă sănătate. La revedere!